Vă salut din nou, revin cu un nou videoclip, aș zice surprinzător din punctul meu de vedere. De ce spun asta? După cum vedeți, aveți aici în față o nouă mașină Welly, dar este din această colecție mai veche, care a început de anul trecut, colecții Libertatea, și am să vă arăt pe acest plan practic, care erau mașinile inițiale. Mă duc puțin încet în jos. Și probabil că o să recunoașteți ultima de aici, cea cu mașina de poliție Ford Crown Victoria, care de altfel v-am și prezentat-o în ideea că ar fi fost ultima în colecție, însă, spre surprinderea mea, pur și simplu într-o primbare m-am trezit că la un chioș de ziare local, pentru că acestea se comercializează și la kioscuri uh, de ziare, nu doar la cele din hipermarketuri uh, uh, sau centre comerciale unde există acel lanț imediu. Se găsesc astfel de mașinuțe și la kioscurile normale de ziare, la cele tonete de stradă. Și am observat această nouă mașină pe care după memoria mea, bineînțeles că nu am recunoscut-o și atunci am cumpărat-o, dar intrând pe site pe site-ul celor de la Libertatea, am observat că are numărul de ordine, să zic așa, 42. Deci aici sunt 40, au mai introdus acel Fiat care și ăla, dacă vedeți, un Fiat roșu care a apărut nu de mult. Dacă scanați iară pliant, să vedeți că nu e pus, deci aș să zicem că e în acest loc liber și aici ar urma această nouă mașină. Deci cumva s au completat, s-a completat pur și simplu pliant. să zicem, sunt aici 6 ori 7 rânduri, deci 42 de mașinuțe. Acum întrebarea mea este poate mai mult și retorică, adică mă întreb pe mine să înțeleg Că s-a extins, cer scuze, să înțeleg că s-a extins colecția de mașini Libertatea sau pur și simplu au vrut să facă un număr complet de, cum spuneam, aici sunt 40, deci au mai completat cu două să fie un număr complet pe pliantul ăsta și ne oprim la 42. Sincer să vă spun, nu știu răspunsul la această întrebare nu rămâne decât să urmăresc în continuare dacă apare caz în care pot deduce că s-ar fi extins această colecție și atunci înseamnă că vor mai urma și alte mașini, nu știu câte, dar cu siguranță vi le voi prezenta și pe acelea. Așadar, să vă prezint atunci pe scurt această nouă mașină. Repet, în mod normal aș fi păstrat mai multe să vă arăt deodată, dar nu m-am așteptat pur și simplu la apariția acestei noi mașini și a apărut așa cam surprinzător să zic. Așa că am zis să fac un video, sper, cât mai scurt și să vă prezint și această nouă mașină. Ca și preț, ea are același preț, 15 lei, deci nu s-a modificat prețul acestor mașinuțe. Și acum ajungem, practic, la macheta propriu-zisă. După cum vedeți, ambalajul... Vă menționam la un moment dat că ambalajele de la mie mi se par, personal, cele mai uh, practice, în sensul că și ferez de praf, deci ai putea să le ții efectiv în cutie, dar și are decupat o zonă consistentă încât tu poți să vezi mașina din afară fără să fii nevoie să o scoți afară, ceea ce, repet, împușcă doi iepuri de dată atât ferește de praf cât și vezi ceea ce ai. În comparație cu Matchbox sau majoret, care, să zicem, mașinile premium oferă doar o cutie, dar cutia nu e decupată și nu vezi ce e înăuntru, practic, deci ești nevoit, dacă vrei să o vezi zi de zi, să o ții undeva în raft, așa cum fac și eu. Bun, deci asta ar fi, să zic, o laudă legată de ambalajul mașinuților Welly. Și acum mașina propriu zisă. Eu cred că e o mașină clasică americană, așa după cum arată, și mai exact vorbim de un Chevel SS 454 și mă interesa dacă se poate și anul aici parcă scrie 1971 Chevrolet, Chevel deci mai sus scria și anul așadar o mașină clasică americană din anii 50 și acum să vă prezint pe scurt din toate pozițiile. La Welly nu prea sunt cauciucuri la roți, deci vorbim de roți de plastic, jantă la fel de plastic, nu sunt nici cromate jantele, ci pur și simplu doar vopsite cu argintiu. Asta e cam standard la toate mașinile. Posibil să varieze tipul de jantă de la un model la altul, dar ca și formă e cam aceeași și vopsită cu argintiu. Bun, deci din lateral vedeți că e o culoare roșiatică, nu pot să zic că e un roșu aprins, e puțin așa un portocaliu, dar foarte aprins spre roșu. Și nu e culoare metalizată, deci e o culoare așa netedă, lucioasă. Și acum vă și din spate stopuri vopsite. Deci detalii din punctul meu de vedere, așa cum îmi plac mie față-spate. Aștept să se focalizeze. Bun, deci lateral v-am arătat din față. Iarăși acel plastic care, după cum vă spuneam, chiar și la Hot Wheels e prezent, în special la mașinile clasice. E un plastic foarte modelabil și în comparație cu metalul, bineînțeles, deci se vede mai bine ceea ce are în față, în cazul de față, e bara de protecție, masca plus farurile, și eu zic că se văd destul de bine conturate. Acum, dungile astea, într-adevăr, mă duc cu gândul la o mașină de curse. De obicei, în orice, la orice brand, unde apar deja dungi, mă duce cu gândul la mașini de curse. Evident, că asta fiind o mașină de captabilă, nu aș putea să spun că participă la ceva Raliu, dar așa e tematica, cu niște dunci, și, repet, mă duce cu gândul la mașină de concurs. Însă, părerea mea, având în vedere că nu prea are treabă cu Raliu poate că ar fi fost mai bine să nu fie deloc dungile. Deci ele sunt așa prezente și mă duc cu gândul la raliu, dar nu pare o mașină de raliu. Și atunci pur și simplu au pus albul ăsta, nu știu sincer de ce, așa ca să mai varieze aspectul. Fiind o mașină de capotabilă, se pot vedea înăuntru detalii, aș zice eu, ceva mai bune ca și calitate, mă refer, mai bune decât cele de la Wheels, de exemplu. Și cred că o să pun acum pe masă ca să focalizez mai bine, să vedeți aceste detalii. Repet, caroseria e de metal, doar uh, aceste băr de protecție față-spate sunt plastic și vedeți că e un plastic separat de bază. De obicei la Hot Wheel e într-una cu bază, aici la bază e un plastic negru. Iar uh, bara de protecție spate și față e un plastic separat și și ăsta aici îmi place că are stopuri vopsite, deci... Uh, niște detalii calitative, să zic așa, plus modelul înscris acolo destul de mic. Modelul mașinii. Aici simbolizează prelata uh, pentru mașina de capotabilă, iarăși destul de bine înfățișată. Parbrizul specific, adică e mult mai bine evidențiat la o mașină de capotabilă. Se vede inclusiv oglinda retrovizare și, încă o dată, o privire din față. Se vede chiar și un loc de număr de matriculare, și la fel un pic de lateral. Deci, cam asta ar fi. Uh, o noutate suplimentară din colecția Libertatea, mașină Welly și anume, repet, vorbim de un Chevrolet Chevel SS454 din 1971. Și acum am să iau această mașină, nu înainte de a mai face un mic tur, o defilare. Și am să mă duc cu ea la raft, și cu ocazia asta o să vedeți din nou cum stau cu colecția de mașini Welly. Și ajungem la raftul cu mașini Welly. Am să pun deocamdată aici în față. Deci, cam asta e toată colecția mea de mașinuțe Welly la scara. 164. Acesta este Fiatul de care vă spuneam, a zice eu a 41 a mașină din colecția Libertatea care nu era pe acel pliant. Cred că v-am prezentat și această mașină, dar repet, față de colecția inițială, acest Fiat și acest nou chevel sunt cumva în plus și îmi ridică semne de întrebare dacă s-a extins cumva colecția sau Pur și simplu au vrut să completeze, să fie un număr rotund pe acel pliant, rămâne de văzut. Aici e și acest Crown Victoria, practic ultimul oficial din colecție și în rest altele, dar adunate și din alte părți, nu doar din această colecție. Deci cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune până data viitoare, numai bine!